Era foarte bolnav și l-am adus alături pe acest arhitect și n-am mai pus aici cât timpul nu mi-a permis nici la bancă, nici aici. Am găsit o scrisoare formidabilă pe care am publicat-o în cartea respectivă. Grigore Cerchez, fiind bolnav în 1926, îi scrie și spune: dragă Vansană, îți dau aceste rânduri ca să fie dovadă că eu recunosc că tu ești autorul acestei construcții și să înțeleagă toată lumea acest lucru. Mă întrebam eu, câți sunt autorii de doctorate astăzi, de sus până jos, ar mai face așa ceva? Următorul. Aici, în timpul lucrului, uitați-vă ce port frumos aveau muncitorii români. Următorul. Interiorul aurei de la Pase, următorul. Aveau chimieri, aveau bani. Aici, Palatul Școlii de Arhitectură, mai departe. Așa. Școala Politehnică, Palatul de Justiție, de aici, din Galați, astăzi Universitatea, făcut început, așa cum s-a spus, pe vremea lui Carol și continua și termina pe regina, pe timpul regelui Ferdinand, Palatul Nou al Universității, asta este fotografia originală din 1930, următoarea